Bine v-am găsit, bine ați venit acasă la Striblinio. Am tricou nou de la Real Madrid, după cum vedeți, cadou pentru această rubrică, dacă pot să spun așa. Totuși, astăzi o să vă povestesc despre Guardiola și cum își resetează jucătorii. Înainte însă să salutăm, doamnelor și domnilor, întoarcerea campionatului României, chiar cu cel mai important meci din campionat, ăsta în care joacă CFR-ul cu FCSB-ul, meci care ne-a dat cel mai probabil și viitoarea campioană, hai, mai sunt mici semne de întrebare acolo, cu Craiova, dar eu cred că după acest meci e clar, CFR Cluj va fi noua, vechea, eterna campioană a României. Apreciez acest lucru, e o chestiune de seriozitate, de proiect sportiv, de performanță, bravo lor. În ceea ce privește FCSB-ul, și-au dat autogol în meciul ăsta, dar dacă mă întrebați, autogol și-au dat tot sezonul prin politica de personal pe care o au acolo. Nu e un proiect sportiv, e un proiect personal și asta se simte pentru toți fanii acestei echipe. Exemplu, domnul Vintilă s-a pronunțat asupra coronavirusului, despre care a spus că, cum a zis, a zis că e o gripă cu marketing mai bun. Înțelegeți? Domnul Vintilă s-a exprimat asupra acestui fapt, el fiind foarte priceput la lucrurile astea. Și asta mi-aduce aminte că Jurgen Klopp, care a câștigat câteva trofee internaționale mari de tot, omul ăla, cu atât de multă carte și atât de multă minte, avea niște dubii și spunea, hai să încercăm să salvăm fiecare viață, nu și-a permis nicio secundă o declarație de genul acesta și poate e important, poate și aici se face diferența. Pentru mine, nu, însă acesta a fost evenimentul cel mai așteptat al campionatului României. Din păcate, ceea ce așteptam eu nu s-a produs. E vorba de debutul lui David Babunski, mijlocașului FC Botoșan. De ce? Pentru că Babunski a fost numit de revista Goal, în urmă cu un an, dacă nu mă înșel, drept cel mai deștept fotbalist din acest moment, pe baza Pace făcea gol această afirmație pe baza mai multor interviuri, dar și a unei scrisori pe care Babunski a semnat-o în momentul în care a plecat de la Barcelona, de la Barcelona B, acolo unde a crescut și s-a pregătit, de la Masia, practic. O scrisoare în care spunea că în fotbal este important să construiești, nu să-ți cumperi mașini, nu să-ți faci conturi de Instagram, ci să fii un bun exemplu pentru restul societății, și spunea că aici fotbaliștii mai au mult de muncit, spunea că va face lucruri bune pe mai departe și mulțumea la final chiar și oamenilor de serviciu de la Masia. S-a pierdut Babunski după asta vreo 2 ani de zile, a ajuns până în Japonia și așa mai departe. Cumva în proiectul ăsta a Botoșaniului, care revitalizează jucători, este adus din nou și voiam să-l văd jucând pe acest om care recent spunea într-un interviu că citește cărți de neuroștiință, de neuropsihologie și că sunt printre preferatele sale și de asemenea că e preocupat de drepturi și de libertăți civile. Un jucător din ăsta la noi în campionat, oameni buni, da, chiar vreau să-l văd. Apropo, are un frate care e crescut de Real Madrid, deci Babunski David la Barcelona a crescut și Darius Babunski crescut la Real Madrid, tatăl lor tot fost fotbalist macedonean, ce familie interesantă, de-abia aștept să-l văd pe teren. V-am promis la final despre Guardiola, că revine Anglia și Anglia înseamnă, cred că meciul cel mai tare e City cu Arsenal, deși e și un Tottenham cu United, eu zic cu City, cu Arsenal e cel mai tare. Guardiola are stilul ăsta plăcut de fotbal, e adevărat, la o echipă care nu duce tocmai bine acum și am citit la un moment dat în cartea despre el, Pep Confidential, că Guardiola are obiceiul să-și reseteze jucătorii ca ei să joace conform voinței sale. Și de asta a stabilit un set de scheme tehnice și antrenamente individuale și colective, care practic șterg mintea jucătorilor și o așează de asemenea manieră încât să exprime cât mai bine jocul gândit de Guardiola. Pentru asta, terenul e împărțit în mai multe bucăți, iar fiecare jucător este pus în mii de situații de joc în care trebuie să se orienteze funcție de 2 sau 3 coechipieri pe care îi are mereu în vedere. Practic, tot timpul un jucător va fi atent la ceea ce se întâmplă în jurul său și se va mișca pe teren ca într-un balet. Ceea ce reușește să face Guardiola, să facă Guardiola și foarte bine descris în carte, este de fapt să instrumenteze un balet cu 11 jucători care schimbă pozițiile funcție de centrul terenului și locul în care se află mingea. O idee absolut fabuloasă când te gândești că totuși
E un joc dinamic, e un joc cu multe necunoscute, dar Guardiola își obligă practic jucătorii să știe dinainte ce vor face și în asta constă măiestria sa. E, să confruntă cu asistentul lui, cu Arteta, să vedem dacă Arteta a învățat să blocheze chestiunea asta. Cred că va fi cel mai frumos meci al săptămânii. Să-l așteptăm cu încredere și să spunem încă o dată, slavă Domnului că s-a întors și fotbalul mare, dar și fotbalul nostru. Nu uitați, pe Sport Extra sunt o grămadă de vloguri pe care le puteți urmări.